Salutări din Casa Științei! Continuăm să tragem cu ochiul pe la vecini, să vedem ce se dă pe la ei, pe la examenele astea de admitere la liceu. Am ajuns tocmai în China, de unde ne vine o problemă foarte interesantă de geometrie. Problema sună în felul următor. Avem un sfert de cerc de rază OB. În interiorul acestui sfert de cerc avem triunghiul dreptunghic ABC, unghiul A, egal cu 90 de grade. Ipotenuza acestui triunghi dreptunghic este radical din 5, iar punctul C se află la mijlocul laturii OD. Problema chinezilor este să calculăm area triunghiului ABC. Acum, în general, problemele care implică figuri în interiorul cercului sunt complicate. Haideți să vedem cum abordăm problema asta chinezească. Deci, în prima fază, păi prin faptul că OB este rază, evident că și OD este rază. Asta înseamnă că OD este congruent cu OB. Ce fiind mijlocul lui OD înseamnă că DC este congruent cu OC. Asta înseamnă că OC este practic jumătate din OD, implicit jumătate din OB. Prin urmare, aș putea imediat în triunghiul ăsta dreptunghic COB să calculez lungimea segmentului OB. Deci ăsta ar fi primul pas. Prin urmare, am spus următorul lucru. OB este congruent cu OD. În paranteză, sunt raze în cerc. Din faptul că C este mijlocul lui OD, îmi rezultă că DC este congruent cu CO. Evident, este egal cu OD pe 2, implicit cu OB pe 2. Asta înseamnă că, dacă, spre exemplu, lungimea lui OB ar fi X, aici aș avea X pe 2. În momentul ăsta, eu pot să mă duc în triunghiul dreptunghic COB ca să calculez valoarea lui X. O să spunem, în triunghiul COB dreptunghic, unghiul O egal cu 90 de grade, rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că BC pătrat, care este ipotenuză, va fi egal cu CO pătrat plus OB pătrat. Înlocuind, și o să avem 5, adică radical din 5 la 2, supra, egal cu X pătrat pe 4 plus X pătrat. Aducem la același numitor aici. Ajungem la concluzia că 5 egal cu 5 X pătrat pe 4. Evident, 5 ani ăștia se reduc. X pătrat egal cu 4. De unde X-ul meu este egal cu 2. Evident, soluția X egal cu minus 2 nu convine, pentru că este o valoare negativă, iar lungimile laturilor nu pot fi negative. Prin urmare, X egal cu 2, asta înseamnă la mine că OB este egal cu 2, da? OB este egal cu 2, iar OC este egal cu 1. Bun. Am ajuns în acest punct al problemei. Încep să mă gândesc. Vreau să calculez area lui ABC. Asta înseamnă că aș avea nevoie sau de cele două catete AC, respectiv AB, și nu văd o variantă prin care pot să ajung la calculul lor. 2. Să construiesc o înălțime și să încerc să o calculez și să îmi folosesc de formula baza înălțimii asupra 2. Dar soluția asta este și mai ineficientă decât cealaltă. Să mă apuc să construiesc o înălțime într-un triunghi dreptunghic unde nu cunosc decât ipotenuza, nu am șanse de reușită. Prin urmare, este momentul în care trebuie să vă gândiți că se impune o construcție ajutătoare. Acum, această construcție ajutătoare, ea trebuie făcută în baza ceea ce cunosc din ipoteză, în așa fel încât să-mi genereze elemente în plus care să mă ajute să rezolv problema. De ce nu m-am legat până acum? Nu am folosit faptul că unghiul ăla A are 90 de grade, da? Nu mi-a folosit la nimic până acum. Și atunci mă gândesc așa. A este un unghi cu vârful pe cer. În momentul în care eu aș prelungi
acest segment AC, el va genera automat un diametru. Pentru că unghiul fiind cu vârful pe cerc, el subîntinde un arc care are măsura dublu măsurii unghiului. Adică va avea arcul de cerc 180 de grade, ceea ce înseamnă jumătate din cerc. Prin urmare, îmi pun problema așa, să prelungesc AC în așa fel încât să-mi generez încă un sfert de cerc, adică un diametru. Prin urmare, acolo unde AC va intersecta OB, da, prelungesc OB, prelungesc AC, da, în acest punct, practic, eu am obținut, să notăm cu un T. Eu am obținut diametrul TB, pentru că arcul subîntins, da, de acest unghi cu vârful pe cerc este de 180 de grade. Deci eu sunt în momentul, în situația în care, practic, mi-a construit un semicerc, da? O jumătate de cerc. Acum, faptul că am obținut TB, diametru aici, mă ajută într-un fel, prin faptul că automat știu cât este TB, pentru că OT este rază, TB va fi egal cu 4, 2, mi-am adus niște elemente în plus în această construcție. În primul rând, am obținut triunghiul dreptunghic TAB, da? Mai există un mod prin care să vi-l spun și pe asta, dacă unghiul ăsta, noi știm așa că din orice punct de pe cerc, dacă eu lunesc cu capetele diametrilor, un triunghiul va fi dreptunghi, da? Bun. Și atunci, ce am obținut practic? Am obținut un triunghi dreptunghic TAB, unde îl cunosc pe TB. Am mai obținut așa, un triunghi CTB, care este isoscel. Vedem imediat de ce este isoscel. Păi CO este perpendicular pe TB, da? Asta înseamnă că este înălțime. Dar TO este congruent cu OB, prin urmare CO este și mediană. Asta înseamnă că triunghiul meu poate fi echilateral sau isoscel. Echilateral nu poate fi, pentru că TB este 4, iar celălalt este 5. Normal nu poate fi echilateral. Asta înseamnă că triunghiul meu CTB, practic, este isoscel, iar CT este egal cu radical din 5. Revin încă o dată asupra construcției. Ea se impune pentru că nu am suficiente elemente să demonstrez ceea ce i-au cerut. Doi, această construcție se face cu un scop, ea nu se face la întâmplare, da? Bazându-mă pe elementele pe care nu le-am folosit din ipoteză și creând o figură nouă, da? Care să mă poată ajuta în rezolvarea problemei. În mod normal, eu spun așa, mă interesează area acestui triunghi ACB. Păi imediat ea va fi egală cu, deci, ne apucăm să vedem ce am obținut în urma acestei construcții, a prelungirii acestui AC pentru a genera diametrul TB. Sigur, nu este obligatoriu că atunci când faceți o construcție, ea să vă ducă într-adevăr spre rezolvarea problemei. Asta este geometria, da? Dar faptul că ea va aduce elemente noi în probleme, care vă ajută să înaintați, e un lucru bun. Dacă nu vă duce spre rezolvarea finală a problemei, vă gândiți sau la o construcție ajutătoare, sau pur și simplu să încercați altceva. Da? Bun. Deci, am prelungit AC până în punctul T, am obținut o jumătate de cerc, practic TB este diametru, da? Și atunci avem așa, area triunghiului ABC, care mă interesează pe mine, devine egală cu area triunghiului dreptunghic mare, ATB, minus area acestui triunghi pe care am convenit că este isoscel, CTB. Da? Demonstrația că CTB este isoscel e simplă, nu mai insist asupra ei. Bun. Acum, haideți să vedem ce putem calcula. Păi area lui CTB din start știu că pot calcula. Cunosc baza, cunosc înălțimea, prin urmare pot să spun imediat că area triunghiului CTB este egală cu TB ori CO supra 2, adică 4 ori 1 supra 2, egală cu 2. Prin curaj, îmi dau seama că mă apropii totuși de o soluție. Mi-ar trebui area triunghiului dreptunghic ATD. Acum, revenim. Cum o pot calcula? Păi dacă aș ști cât este AT și AB,
problema e rezolvată. Din nou îmi dau seama că am o problemă cu ABO-ul ăla, e complicat de calculat. Și atunci mă gândesc așa, hai să mă folosesc de cealaltă variantă a ei. Adică să construiesc o înălțime, să o calculez și să mă folosesc de baza lui înălțimea supranului. Ideea este, care înălțime o construiesc? Din T pe A, B, n-are niciun rost, nu cunosc AB. Din B pe A, T, n-are niciun sens, nu cunosc AT, da? Prin urmare, mă gândesc așa, voi construi o înălțime din A pe diametru, da? Haideți să notăm cu A, A. Deci construim AM perpendicular pe TM, înălțime între unghiul dreptunghic ATM. Mai am un avantaj prin construcția acestei înălțimi. Imediat știu că AM este paralel cu OC, pentru că și OC este perpendicular pe TB. Și imediat mă gândesc la paralele triunghiului asemenea. Deci, construind AM, înălțimea din A, mi-am generat o serie de triunghiuri asemenea. Și asta mă interesează pentru că mă gândesc că scriind rapoarte, reușesc cumva să calculez pe AM. Atâta mi-a trebuit. AM, pentru că eu pe TB îl cunosc, este diametru și este egal cu 4. Bun, care ar fi triunghiurile asemenea? Atunci când sunt triunghiuri dreptunghice, eu vă recomand să identificați foarte ușor unghiurile asemenea, da? Mergeți pe ideea complementarităților, da? Dacă unghiul ăsta este de 90, și nu trebuie să spunem că ăsta cu alfa, și ăsta cu beta. Eu știu că alfa plus beta trebuie să facă și el tot 90 de grade, da? Și atunci uitați aici. Odată, dacă mă duc în triunghiul mare ATM, dacă ăsta e unghiul, ăsta este alfa, imediat în triunghiul ATM, dacă ăsta este alfa, imediat ăsta de aici este beta. Da. Unghiul mare A, știu că are 90 de grade. Înseamnă că dacă ăsta este beta, imediat ăsta le-am notat mică. Ăsta este alfa. Și atunci, între unghiul A și B, dacă ăsta nu este alfa, evident că ăsta va fi beta. Și toată mi-am identificat unghiurile care mă interesează pe mine. Sigur, din faptul că CO este paralel cu AM, eu pot să scriu imediat prima asemănare a triunghiului. Deci, folosindu-mă de paralelism CO paralel cu AT, îmi ajută imediat că triunghiul TCO este asemenea cu triunghiul TAM. Da? Da. Am nevoie să știu care unghiuri sunt congruente, pentru că mă ajută când vreau să scriu proporționalitatea laturilor. Da? Sunt proporționale laturile care se opun unghiurilor congruente. Prin urmare, CO care se opune unghiului alfa va fi supra AM care se opune unghiului alfa. Mai departe, nu scriu în zona asta că nu mă prea interesează. Aici, în zona asta, mă interesează de egalitățile, da? Aș mai avea TO supra TM, da? Haideți să vorbim să vedem ce cunoaștem. CO este 1 supra AM. Nu-l cunosc și mă interesează, egal cu TO este 2 supra TM, nu îl cunosc. Din această asemănare de triunghiuri, eu pot să extrag o relație. Pot să scriu o relație, dacă scriu aici care am ăsta este 2. Pot să scriu o relație, respectiv ce concluzie pot să trag de aici? Că TM este 2 AM. Că TM este 2 AM. Am o relație între lungimea acestui segment și lungimea înălțimii care mă interesează pe mine. Evident, mă mai uit la un lucru. Acest TM poate fi scris ca fiind BTTB, da? TB minus MB. Iar MB este latură în acest triunghi, a dreptunghic AMB. Triunghi dreptunghic care este asemenea cu triunghiul TCO, da? Și atunci gândesc așa. O să-l scriu pe acest TM ca fiind TB minus MB. Deci lucrurile încep să se lege, da? Așa, care înseamnă mai departe?
Nu, TM este TB minus MB, adică este 4 minus MB, da? Pot să locuiesc aici și o să scriu așa. 4 minus MB egal cu 2AN. De aici, eu pot să spun așa, AN, am o relație, AN este egală cu 4 minus MB supra 2. Am scris o relație, deci din prima asemănare, între AN și MB. Acum, mă gândesc imediat să mai găsesc două trunguri asemenea, unul dintre ele să fie obligatoriu AMB și m-am spus celălalt triunghi, de asta vă zice, important este că am stabilit unghiurile congruente. Da? Cele două triunghiuri, CTO și AMB, sunt asemenea pentru că au două unghiuri congruente. Este cea mai elegantă sau cea mai facilă metodă de a arăta asemănarea două triunghiuri. Găsiți cele două unghiuri congruente și ați rezolvat problema. Deci, nu o să mai scriu acum unghiuri, nu știu ce. Știu că triunghiuri CTO este asemenea cu triunghiul AMB. Haideți să vedem cum arată egalitățile. Odată, CO, care se opune unghiului alfa, da? Supra, mă uit în AMB, cine se opune unghiului alfa? MB. Deci, important este să știu care unghiul sunt congruente. Egal cu, mă mai interesează acest TO, care se opune unghiului beta, supra, aici, în acest triunghi, unghiului beta, îi se opune AN, care e evident că interesează. Înlocuim ceea ce știi. Știu că CO este 1 supra NB, despre care știu că are o relație cu AN, da? Egal cu TO, care este 2 supra AN. Și acum, eu știu cine este AN. Este 4 minus MB supra 2. Evident că voi înlocui, o să scot pe MB de acolo și mă duc după aceea și calculez AN. Deci lucrurile încep să meargă în cascadă. Voi spune așa. 1 supra, în loc de MB rămâne aici, egal cu 2 supra, în loc de AN voi scrie 4 minus MB supra 2. Acum, voi obține următoarea relație. 1 supra MB egal cu, din prima cadoră plănată, 4 supra 4 minus MB. De aici, o să am 4 MB egal cu 4 minus MB. Mută asta în partea aia, o să avem 5 MB egal cu 4. De unde era din mei, MB-ul meu va fi egal cu 4 pe 5. MB egal cu 4 pe 5. Dacă îl avem pe MB, îl vom calcula pe AN. La unde avem relația de AN? AN, uitați aici, AN era egal cu 4 minus MB pe 2. Bine, nu știu de cuvântă de cum trebuie. Egal cu 4 minus 4 pe 5 pe 2. Aduc la același numitor, amplific aici cu 5. 20 minus 4 înseamnă 16 pe 5 ori 1 pe 2. Deci va fi așa, 16 pe 5 ori 1 pe 2. Se simplifică AN-ul meu, scriu aici, este egal cu 8 supra 5. Mi-am calculat înălțimea. Prin urmare, este foarte ușor acum să calculez area triunghiului dreptunghic ATB. Area triunghiului dreptunghic ATB va fi egală cu baza, adică TB ori înălțimea AN supra 2, egală cu 4 ori 8 supra 5 totul supra 2. Va fi un 32 pe 5 ori un 1 pe 2, da? Se simplifică aici, 16 supra 5 este area triunghiului mare. Deci egală cu 16 supra 5. În momentul ăsta, treaba este clară, area triunghiului dreptunghic, care mă interesează pe mine, ABC, va fi egală cu 16 supra 5, area triunghiului mare, minus 2, area triunghiului mic. Aduc la același numitor,
16 minus 10 este 6, după cine. Deci aria cursată de mine este 6 supra 5. Cam așa a arătat problema asta a chinezilor pentru anumite acolo, la ei, la liceu. Da? O problemă destul de sofisticată, să știți. Ce este interesant este că mai avem o soluție mai elegantă decât ce am făcut eu aici. Trebuia doar chinezul să se gândească la următorul lucru. Să construiască cercul întreg. Deci eu prelungesc aici diametrul, încerc să arăt la cercul întreg aici, da? Așa. Așa. Hai să notăm aici cu deplin. Și să folosească, dragii mei, teorema corzilor. Deci, dacă soluția 2, da? Soluția 2 ar fi așa. Să folosim teorema corzilor. E o teoremă foarte importantă în atunci când lucrăm cu cerc, pentru că stabilești o relație între două corți care se intersectează într-un cerc. Deci dacă am un cerc, da? Și am două corți, nu contează cum, da? Hai să nu stăm aici A, B, C, D și hai să fie aici N. Relația spune așa că A, N reține această teoremă foarte interesantă. Ori N, B, deci doar A, M, O, M, B este egal cu C, N, ori M, B. Da? Asta este teorema corzilor. Și atunci, păi eu mă uit la desenul meu. Am construit aici D, D prin diametru. Diametrul este și el o coardă în cer, chiar dacă este cea mai mare coardă, da? D, D prin intersectează AT-ul meu cu punctul C. Deci AT ar fi cealaltă coardă. Eu știu despre ce DD este 1. Lungimea la tot diametrul este 4. Asta înseamnă că CD prim este 3, da? Ăsta este 1. Cunosc CT radical de 5. Atunci, teorema corzilor pentru problema mea arăta așa. D prim C ori D prim C ori CD este egal cu DC ori AC. Înlocuim oamenii. Avem 1 ori 3 egal cu radical din 5 ori AC. De aici AC-ul meu este 3 supra radical din 5. Sau, dacă raționalizăm, este 3 radical din 5 pe 5. Ăsta este AC-ul meu. 3 radical din 5 pe 5. Evident, îl pot calcula imediat pe AT. Evident, cu teorema lui Pitagora îl pot calcula pe AB și făcând semiprodusul capetelor pot să calculez area triunghiului dreptunghi. Deci nu mai insist cu calculele, că și așa durează destul de mult problemele astea. Deci rețineți, dacă am fi avut acolo, și cu siguranță au fost, că le fuge mintea la chinezii ăștia, deci nu trebuia decât să construiască tot cercul și scăpa de asemănări, scăpa de tot, își construia diametrul, avem diametrul care intersectează coarda AT, folosim teorema corzilor, deci faptul că l-am calculat pe AC, de aici încolo problema este banală, da? Deci două variante de lucru, ambele presupuneau construcție, da? O problemă destul de dificilă, spun eu, pentru admitere la liceu, la ceau ei acolo, că nu știu cum e sistemul de învățământ din China. Asta să vedeți ce pretenții au chinezii de la elevii lor. În timp ce ai noștri se vaită că este foarte, foarte greu să rezolvi subiecte care, pe vremea mea, se dădeau la corigență. Bun, nu toate. Mă refer la cele din subiectul 1 și acolo pe la subiectul 2. Bun, până data viitoare, nu uitați. Fiți deștepți, ca și chinezii, că țara gene.